Bună tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Investește Simplu. Ei bine, astăzi vreau să ne uităm un pic ce greșeli facem noi în zona de finanțe și ce trebuie să avem în vedere de acum încolo pentru a fi siguri măcar că le cunoaștem, da? Că știm greșelile pe care noi le-am putea face ca să fim mai atenți pe viitor. Vorba lui Charlie Munger, vreau să știu ce mă poate omorâ ca să nu mă duc acolo, da? La fel putem face și noi în zona de finanțe. Trebuie să știm ce greșeli putem să facem în așa fel încât noi să le evităm, da? Și prima și cea mai mare greșeală pe care noi o facem de cele mai multe ori este lifestyle inflation. Ce vrea să spună fraza asta? Ei bine, este vorba de atunci când tu câștigi o sumă mai mare, nu știu, îți crește salariul, te angajezi în altă parte unde câștigi mai mult sau ți se dă un bonus, noi de cele mai multe ori vrem să ne recompensăm pentru că, bă, am făcut mai mulți bani, merit și eu un televizor nou sau merit și eu un telefon nou sau merit o altă mașină, mă mut în altă chirie. Nu este neapărat greșit să facem treburile astea, dar trebuie să avem grijă când facem aceste lucruri pentru că sunt șanse ca noi să câștigăm mai mult și să ajungem mai săraci. Dacă noi cumva ne împrumutăm pentru o mașină nouă sau dacă ne împrumutăm pentru un televizor, un telefon sau orice lucru care ne scoate niște bani din buzunar, sunt șanse să devenim din ce în ce mai săraci, chiar dacă noi facem mai mulți bani. Deci trebuie să avem grijă foarte mare în zona asta de lifestyle inflation, și anume atunci când noi câștigăm mai mulți bani, ne creștem și stilul de viață. Ar trebui să facem următorul lucru: cât timp îți crește venitul, trebuie să avem grijă și să facem ceva cu banii extra, măcar să-i punem deoparte, să ne aducem un venit pasiv sau să ne securizăm 6 luni în cazul cel mai rău, dar să zicem că suntem dați afară de la job, să avem niște bani pe care să putem pune mâna. Trebuie să avem treaba asta neapărat, dar asta nu putem face dacă noi tot timpul, cu cât ne crește salariul, ne crește venitul, noi urcăm și mai mult cu cheltuielile. Da, deja suntem în zona de datorie. Pe urmă, încă o greșeală pe care noi o facem, noi nici măcar nu știm pe ce stricăm banii. Și la ce mă refer prin treaba asta? Ei bine, noi tot timpul când cheltuim niște bani, majoritatea dintre noi nu ne trecem cheltuielile, da? Nu știm efectiv pe ce se duc acei bani. Nu avem de unde să știm dacă putem să economisim sau nu, pentru că nu ne știm cheltuielile, da? Nu știm pe ce ni se duc acei bani, în așa fel încât să putem face niște ajustări pentru a rămâne cu niște bani în plus. Ca să ne putem măsura cheltuielile, o putem face prin mai multe zone, ori efectiv îți notezi într-un jurnal, nu știu, depinde cum ție mai ușor, în fiecare seară aduni fiecare bon, te uiți peste fiecare cheltuială pe care tu ai făcut-o și ți-o treci acolo pe categorii, da, pe mâncare am stricat atâta, transport atâta, chirie atâta, sau sunt o grămadă de aplicații care te pot ajuta să faci acest lucru, da? Să-ți monitorizezi toate cheltuielile. Eu am o aplicație pe telefon, Money Manager, da, o găsiți pe Google Play, este foarte ușor de folosit. Poți configura pe diferite zone de cheltuieli sau chiar și de venituri și te ajută cumva să ai o idee în mare unde ți s-au dus banii ca să știi ce să îmbunătățești pe viitor. Pentru că în felul acesta o să ne dăm seama unde greșim noi de fapt cel mai mult. Poate la unele cheltuieli nu îl putem renunța, cum ar fi transportul până la muncă, da, motorina, benzina, poate stăm la 20 de kilometri de muncă, clar că nu prea ai cum să renunți. În cel mai rău caz poți ajusta puțin costul să te duci cu un autobuz sau ceva, dar aia s-ar putea să te coste mai mult în timp și nu știu dacă vrei neapărat asta, pentru că până la urmă timpul este cel mai important, dar putem analiza alte cheltuieli. Poate tu îți cumperi o cafea cu 10 lei în fiecare dimineață, deși ai cafea gratis și la muncă, da? Trebuie să vezi efectiv unde poți reduce niște costuri și asta nu o să o știi până nu efectiv ți-o treci pe hârtie, până nu marchezi fiecare cheltuială ca tu să-ți dai seama pe viitor ce poți să faci mai bine, da? Dar te sfătuiesc să faci treaba asta timp de 60 de zile minimum, pentru a reuși să tragi niște concluzii, da? Pe urmă, încă o greșeală pe care noi o facem ca și oameni, da? Pentru că așa suntem, vrem totul instant, vrem să avem bani acum. De asta sunt foarte multe schemuri în zona de venit, foarte rapid și foarte mare, pentru că așa suntem noi ca oameni, vrem totul acum și aici, da? Nu mă interesează să am venit nu știu de cât peste 10 ani, ci vreau în momentul de față,
bag 1000 de euro, să fac încă 500 de euro și îi sparg pe toți, da? Trebuie să avem grijă când facem un împrumut, cum ar fi un împrumut pentru mașină, un împrumut pentru casă, pentru a nu ne îndatora la maxim. După cum ați văzut, dobânzile anul trecut au crescut foarte, foarte mult, destul de rapid, și dacă noi aveam un împrumut care era deja maxat înainte, gândiți-vă dacă a crescut dobânda de la 5% la 10%, teoretic ți s-au dublat banii pe care tu trebuie să-i dai băncii și clar asta ți se va simți în rata ta lunară și trebuie să avem grijă în zona asta. Să nu împrumutăm, dacă ție banca poate îți dă 200.000 de euro să-ți cumpere o casă, sfatul meu ar fi să-ți iei una la 110-120.000 sau ceva în zona asta, ții un apartament sau mai aștepți să mai strângi niște bani ca să depui tu un avans mult mai mare pentru a nu fi maxat în împrumut, da? Pentru că banca îți dă 45% din venit în toate împrumuturile, da? Atâta îți oferă ție ca și împrumut, dar nu este neapărat corect ca tu să faci asta. Degeaba ei te lasă să faci acest lucru, dar o să te înlănțuiască pe 30 de ani minimum și nu știu dacă vrei treaba asta, eu cel puțin nu aș vrea treaba asta, mai ales pe suma maximă pe care mi-o poate împrumuta banca. Pentru că de atunci încolo va trebui ori să-ți crești venitul, ori să reduci din alte cheltuieli care deja 55% din venitul tău sunt sigur că sunt duse în majoritatea lucrurilor pe care tu chiar ai nevoie, cum ar fi mâncare, utilități, transport și totuși să te mai și recreezi, da? La fel este și în zona de împrumut când vrei să-ți cumperi o mașină. Dacă ție banca îți dă, nu știu, 20.000 de euro sau 15.000 de euro, de ce să îți iei o mașină de 15.000 de euro? Sunt 100% sigur că la fel te poate transporta și o mașină de 7.000 de euro până la muncă și înapoi, până într-o vacanță, dacă îi faci o revizie, să fii 100% sigur pe cauciucuri, pe distribuție și pe motor, dar să nu cumva să te lase în drum vorba aia. Cât timp ai un pic grijă de ea, eu zic că la fel te poate transporta o mașină de 7.000 de euro, cum te poate transporta și o mașină de 15.000 de euro, în așa fel încât să nu îți maxezi împrumutul la bancă, pentru că tu în momentul de față, dacă ai o rată la bancă pentru apartament sau casă, și mai ai și un împrumut pentru mașină, tu deja ești dator băncii aproape vândut. Dacă ar fi să-ți calculezi network-ul, cum fac eu în alte videoclipuri, cel mai probabil ești pe minus. Bine, clar, de cele mai multe ori când calculezi network-ul unui apartament slash casă, deja când ai acea datorie, clar, de cele mai multe ori network-ul tău va deveni negativ, dar asta se poate schimba cu timpul, da? Pentru că tu deja plătești băncii anumiți bani și deja ți se cunoaște în valoarea casei pe care tu o deții, da? Deci, cum am spus, mare, mare grijă în zona asta, pentru că un împrumut se acordă foarte ușor, dar se plătește cu sudoarea muncii tale și cu timpul tău, da? Deci trebuie să avem mare grijă în zona asta. Pentru că eu văd în momentul de față cu împrumutul meu pentru investiții, a trecut deja un an și două luni, dar totuși, chiar dacă până la finalul acestui împrumut, teoretic, acei bani o să-mi producă mai mulți bani decât plătesc eu în dobândă, totuși îmi stă așa pe umeri o anumită datorie, că știu că încă 3 ani și 10 luni de zile eu trebuie să depun băncii încă 915 lei lunar. E o povară pe care nu știu dacă toată lumea o vrea, să nu mai zicem. Dacă aveam un împrumut pentru o mașină și o mai și loveam sau o zgâriam eu, trebuia să o și repar sau poate chiar o loveam foarte grav, de nu mai puteam să o folosesc și atunci ce făceam? Efectiv stricam banii și eram bun de plată încă 3 ani. La mine să zic că este un caz mai fericit pentru că până la urmă fac bani după acei bani împrumutați pe care clar eu îi plătesc înapoi, dar dacă ei se trag linie fac mai mulți bani decât plătesc, ceea ce este chiar foarte ok. Dar trebuie să avem mare, mare grijă în zona asta. Încă o greșeală pe care noi o facem este simplul fapt că avem doar o singură sursă de venit. Cât timp ai o singură sursă de venit, cel mai probabil acea sursă este salariul tău și după mine, dacă tu ai doar salariu și nu încerci să faci încă o sursă de venit, cum ar fi dividendele, cum ar fi creșterea de capital, cum ar fi măcar un randament din obligațiuni, în așa fel încât tu să-ți pui banii să muncească pentru tine, ei bine, ce se poate întâmpla dacă tu nu o să mai fii capabil să muncești? Pentru că nu suntem în școală, viața totuși este crudă. Dacă tu te îmbolnăvești, n-o să-ți dea nimeni scutire medicală și să fii întreținut până la finalul vieții.
Și dacă noi nu suntem un pic conștienți de treaba asta, nimănui nu-i pasă, da? Dacă noi nu ne vedem interesul nostru, mai ales în zona asta, să încercăm să mai diversificăm portofoliul nostru de venituri până la urmă, că asta este de fapt, da, zona ta de venituri în plus. Eu în momentul de față, teoretic, am trei surse de venit, ușor, ușor încerc să o dezvolt pe a patra. Prima sursă ar fi salariul, a doua sursă ar fi creșterea de capital de pe acest cont și a treia sursă principală, să zicem, ar fi dividendele pe care eu le încasez după banii investiți. Acestea sunt cele trei surse momentan a mele de venit. Creșterea de capital o securizez și nu prea, deci nu pot neapărat să o pun ca și o sursă principală. Dar venitul din dividende chiar aș putea să-l pun pentru că anul acesta am încasat 9.000 de lei aproape în dividend și acești 9.000 de lei îmi este o sumă destul de bună pentru că sunt două salarii efectiv într-un an, ceea ce înseamnă că anul acesta teoretic eu încasez 14 salarii în mod metaforic, da? 12 luni, 14 salarii. Este o sursă de venit destul de bună care mă ajută pe mine pe termen lung să fiu din ce în ce mai liber financiar și mă poate susține în cazul în care, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva, chiar dacă momentan nu o să pot trăi toată viața după banii ăștia, dar poate în viitor o să pot să fac treaba asta. Deci trebuie să avem grijă și să încercăm să ne diversificăm zona de venituri. Încercați și voi, nu neapărat prin investiții în bursă, ci alte investiții care vă plac. Poate un apartament. Sunt foarte, foarte multe zone în care tu poți să-ți mai crești venitul și să mai adaugi o sursă de venit în zona ta financiară, pentru că trebuie să facem lucrul acesta. Și nu două surse de venit nu înseamnă să lucrezi 4 ore într-o parte, 4 ore în alta, că până la urmă, ca sursă, este tot că ești angajat, da? Deci trebuie să nu facem neapărat asta, zicem că avem două surse de venit și lucrăm la doi oameni. Încă o greșeală pe care noi o facem, nu suntem niciodată pregătiți pentru ce este mai rău. În această zonă mă refer mai mult că nu avem un fond de urgență, pentru că de cele mai multe ori noi trăim de la salariu la salariu. Câți bani avem, atâția stricăm, dacă nu chiar și mai mult, că intrăm în zona de credit și treaba asta nu e sustenabilă pe termen lung. Chiar dacă noi credem de cele mai multe ori că nu mi se poate întâmpla mie, n-am pățit nimic, de ce să fac treaba asta, de ce să pun niște bani deoparte, de ce să nu-i cheltuiesc, vreau să-mi trăiesc viața acum, vreau să fac asta acum, mă duc, o viață am și toate chestiile astea, sunt bune, dar sunt niște plăceri pe termen scurt care s-ar putea în viitor nici măcar să nu le mai conștientizezi, adică să nu ai o bucurie pe termen așa de lung, în așa fel încât pe patul de spital să-ți aduci aminte, bă, ce bine că m-am distrat și m-am dus la mare și am spart 2000 de lei și aveam 1000 de lei pe credit. Mamă, ce bine a fost. Nu cred că o să spui treaba asta. Trebuie să avem grijă și să fim pregătiți pentru ce este mai rău, pentru că în felul acesta o să putem fi și un pic mai relaxați, da? Încă o greșeală pe care noi o facem de cele mai multe ori este simplul fapt că noi de fapt nici nu știm ce vrem cu banii. Toată lumea spune, bă, vreau bani, vreau bani, vreau bani, vreau să am bani, vreau să fac bani. Dar îi faci pentru ce? De câte ori ai vrut să mergi într-un alt județ, la o anumită cabană sau unde ai vrut tu să mergi și te-ai luat să te duci fără Waze sau Google Maps? Sau poate nici măcar nu știai geografie, nu știai în ce zonă trebuie să ajungi. Ce șanse ai tu să ajungi fix la acea cabană doar prin simplul fapt că tu nu știi nici măcar în ce direcție să iei, dar știi că vrei să ajungi acolo. Și nu ai nicio șansă de a-ți menține drumul cu o hartă. Vreau să-mi spuneți voi ce părere aveți dacă, să zicem, plec eu acum din Alba Iulia și vreau să ajung în Germania la nu știu ce cabană, pentru că am auzit că este foarte fain, dar trebuie să mă duc fără nicio hartă, fără nicio cunoștință geografică, să nu știu localitatea unde trebuie să ajung, ci doar cabana. Și fără nici un telefon, absolut niciun gadget, niciun GPS, nimic. Ce șanse am eu să ajung acolo? Dar vreau, că am văzut poze, vreau să ajung, vreau să fac. Dar cum ajung? Cum? Pentru că nu am absolut nici măcar o idee unde se află treaba asta sau cum pot să ajung acolo. Nu știu nici măcar că trebuie să trec un deal și după dealul acela găsesc cabana. Nu știu nimic, dar vreau să ajung. Ei bine, așa este și în zona de finanțe. Noi cu toții vrem să fim bogați, dar nici măcar nu ne interesăm de o hartă, nici măcar nu ne interesăm de un gadget care ne poate ajuta pe termen lung sau care ne poate ghida drumul. Trebuie să fim un pic conștienți în zona asta pentru că cu toții vrem să avem bani, cu toții vrem să fim bogați,
dar mai nimeni nu își cumpără măcar o hartă de model vechi să o studieze un pic, să-și dea seama după ce ajunge pe drumul X că trebuie să facă dreapta, pe drumul Y că trebuie să meargă tot în față, ci efectiv ne luăm la drum și plecăm fără nici o idee de rută cum trebuie să procedăm. Deci, după mine, asta este una dintre cele mai mari greșeli, pentru că dacă ar fi să mă plimb cu mașina, să ajung până în Germania la nu știu ce cabană, ce pot să zic, baftă, că de cele mai multe ori nu o să nimeresc nici cum. Sunt șanse să-mi pierd toată viața și să nu ajung niciodată acolo, pentru că nu știu drumul, nu știu cum pot să ajung acolo. Și poate când am ajuns acolo din cauză că a durat foarte, foarte, foarte mult timp, acea cabană s-a și schimbat și a schimbat aspectul și eu am ajuns, dar nici măcar nu am știut că ajung acolo, pentru că a durat prea mult timp, da? Și nu m-a mai ajutat absolut cu nimic că am ajuns acolo pentru că am îmbătrânit. Deci trebuie să avem mare, mare grijă în zona asta și la aceste greșeli să fim atenți, pentru că de cele mai multe ori noi greșim fără să ne dăm seama, da? Sunt curios dacă ți-a plăcut acest videoclip. Dacă da, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.